În fiecare an, la 21 septembrie, Ziua Națională a Contabilului Român prilejuiește o serie de manifestări dedicate acestei bresle, iar organizația profesională ce reunește contabilii prahoveni a ținut întotdeauna să celebreze cu fast acest eveniment. Profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba interesului public spre binele public. În cadrul adecvat al sălii Teatrului Toma Caragiu, membrii Corpului Experților Contabili și contabililor autorizați s-au întâlnit pentru a sărbători, dar și socializa, manifestarea fiind onorată de invitați speciali, prefectul județului Prahova, Rodica Paraschiv, directorul Camerei de Comerț Prahova, Nicolae Balalia, Adrian Moroianu, președintele filialei Prahova Augir, senatorul Daniel Savu și alți invitați reprezentativi pentru mediul economic al județului, precum și din alte instituții, precum instanțele de judecată, poliție, autorități publice. Vă felicităm pentru că dumneavoastră reușiți să faceți activitatea aceasta de contabilitate, care înseamnă știință și artă în conducere, pentru că dumneavoastră sunteți peste tot, și în societățile mici, sunteți în IMM-uri, sunteți în cele mai mari companii și sunteți prezenți în toate ramurile economiei. Pentru că fără dumneavoastră nu putem să avem o activitate normală. În cadrul CECAR, filiala Prahova activează 1145 de membri activi, experți contabili, contabili autorizați și 165 societăți de profil. CECAR, lider al profesiei contabile din România, organism de elită, un autentic brand național, participă activ la deciziile în domeniu. La ceremonia de duminică a fost dat publicității topul celor mai bune societăți membre CECAR, fiind răsplătite cu diplome de către Ion Iancu, directorul executiv CECAR Prahova, cele mai performante dintre acestea. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc celor care stă în spatele firmei, colegii de acasă și nu în ultimul rând clienților pe care avem, unde ne-au adus la acest premiu. Și la mulți ani de ziua contabilă!